Mărioara, cum se simte ea cu o soră care scrie versuri? Cum pot să mă simt decât extraordinar, pentru că m-a ajutat foarte mult la cântecele mele. Ea mi-a întocmit versurile. M-a ajutat foarte mult. Iar sora noastră, cum ți-am mai spus, ne-a criticat întotdeauna. Ea a fost cea care v-a spus ce e bine și ce nu. Și ce nu e bine. Da. Dar a avut curajul vreodată să iasă în față, ca și dumneavoastră? Sau? Ea n-a avut curaj să iasă în față, numai ne-a criticat întotdeauna. Și îi mulțumesc la Ioana foarte mult. Și vreau să spun că și sora mea, Ana, m-a ajutat la câteva versuri. La câteva texte, la da. La câteva texte, da. Prima urcare pe scenă a fost legată de mama. Vreau să ne povestiți un pic de ea. Păi când am început să cânt, întotdeauna am mers cu mama la concurs. Chiar în anul 1959 am reușit la faza interregională, cum era pe atunci, și eu și mama am luat locul întâi. Iar trebuia un singur solist să meargă mai departe. Și atunci mama a spus că să merg eu mai departe, cu ochii plini de lacrimi. Mi-a spus: Mărioară, îți predau ștafeta, dar să duci așa, cu cinste, cântecul de pe meleagurile noastre, așa cum le-am dus eu, pentru că mama a luat nenumărate premii. Chiar și în anul 1934 a luat o diplomă cu regele Carol, care este și în carte. Și pe urmă, în 52, în 54, în 56, în 56, da. Întotdeauna a luat locul întâi pe țară și... Peste tot pe unde ea a fost la concursuri, rămâneau toți așa când auzeau cum cântă mama. Pentru că măicuța noastră, pe aceste plaiuri ale Bistriței, Năsăudului, Aleșului, a fost odată ca niciodată o privighetoare cu glas de aur, de râuri, de izvoare. Când începea ea să cânte, se aplecau brazii în munte, izvoarele lin curgeau și am vrut să se legănau. Am vrut să mai arătăm încă o dată poza și să spunem exact cine este în fotografie. Este mama cu cele trei fete. Fotografia, nu știu în ce an e realizată, că nu scrie. Cam prin 52-53. Pentru că măicuța a cântat și trei fete a măritat. Le-a crescut, le-a învățat să rămână în al lor sat. Ce frumos! Cred că toată viața familiei ați așezat-o în versuri. Păi... Nu, am văzut acea carte a familiei, am văzut-o la doamna Mărioara. Draguri. Da, dar eu n-am intrat atunci în posesia ei, poate că o să reușim cumva să o am și eu, pentru că într-adevăr este o carte a unei familii model. Vreau să vă întreb pe amândouă, ce v-a spus mama în momentul în care ați plecat în lume? Vă spune-o cum ce-a spus. Am recitat câteva versuri. Ne-a crescut mari și frumoasă, dar ne-am dus toate de acasă. Una în jos și una în sus, două într-un loc nu ne-am dus. Parcă o văd suspinând și în inima ei zicând: iar v-am crescut mari și frumoasă, dar v-ați dus toate de acasă. V-ați dus cum se duce norul și eu am rămas cu dorul. Veniți acasă pe rând, iar eu vă petrec plângând. Asta ne-a spus-o, ea ne-a învățat să rămânem în sat. Să fim de omenie și da. Să ne placă să cântăm și să lăsăm ceva după noi, să facem ceva în viață. Dar nu am ascultat-o. Fiecare ne-am ales un drum în viață. Doamna Mărioara, s-a întâmplat să vă întâlniți așa toată familia, toate trei surorile, cu copiii, cu mama, împreună acasă? Da, de mai multe ori ne-am întâlnit acasă la Leșu. Mergeam cu atâta drag când erau părinții noștri. Acum mergem când e festivalul, mai mergem așa mai rar.
Mai rar, dar n-ați uitat de sat. Da. Este lucru important. Veniți din depărtare și mergeți de fiecare dată când sunteți chemate. Niți dragi oameni din Leșu, niți dragi pietrele, chiar la acest spectacol aniversar am invitat și formația de trișcași de la Leșu și cu atâta bucurie aștept. Cred că o să fie un moment extraordinar și pentru public și pentru mine. La o filmare a doamnei Niculina Mirceanu la Leșu ne-am întâlnit toate trei surorile. Una veneam pe o cărare, una pe altă cărare, Mărioara trecea podul cântând. Numai că în curte era iarbă, crescută iarbă, ușa era încuiată, pe poartă era lăcată. Și acum cine stă în casă sau tot? Avem un mic muzeu în casă și un nepot de-a nostru care și-a construit lângă casa noastră, am înălțat-o, dar parcă nu e așa de frumos cum era înainte. Casa părintească nu se vinde. Eu, partea mea, n-am vândut-o. E acolo o amintire a copilăriei a părinților. Credeți că ceea ce se înalță acum în lumea satelor, vilele care apar, nu găzduiesc aceleași suflete ca și altă dată, aceleași comori? Bineînțeles că nu. Unde este casa lui bunica cu vatră? Îmi amintesc că spunea bunica la sora mea mai mare, îi dă vatra. Ea o să rămână pe vatra ei moștenitoare. Eu n-am înțeles ce înseamnă vatră. Păi am spus bunica, dar măcar cuptorul să ne-l dai și mie. Sunteți două doamne minunate, ne bucurăm că sunteți alături de noi și vă mai invităm, pentru că nu foarte des este doamna Mărioară alături de noi, să o mai rugăm să ne mai cânte două piese, că vorbeam de lumea de altă dată, de ar fi lumea ca odată și fostul meu, lumea pe mână. Două melodii care vi le dedicăm cu mare drag tuturor celor care sunteți la această oră alături de noi, tuturor celor care iubiți cântecul popular românesc de la Leșu Ilvei. De-ar fi lumea ca odată, tra-la-la, da-di-da-di-da-di-da, șapte fișori la o fată, azi lumea-i plină de dor, hai lume și iar hai, șapte fete la fecior, hai lume, hai. Astăzi lumea s-a schimbat, tra-la-la, da-di-da-di-da-di-da, merge fata la băiat, amu-i lume. Are patru, tra-la-la, da-di-da-di-da-di-da, ele știe întreg satul. Are doi și are trei, hai lume și iar hai, nu se poate spovedi, hai lume, hai. Că popale de canon, tra-la-la, da-di-da-di-da-di-da, să nu iubească vreun om și atâta ține canon. Dragoste multă, cu dor și dragoste multă, hai lume și iar hai, cu despărțire ori nuntă.